Hello dragilor, bine ați venit să reveniți pe canalul meu. Astăzi aș vrea să vă prezint câteva produse pe care le-aș folosi eu dacă, să zicem, m-aș întoarce la școală. Avem așa produse pe care le propun eu pentru back to school, back to work, pentru că oricum se poartă acest topic. Și am făcut așa o selecție de produse. Avem și câteva parfumuri, sper că mi-am notat și notele. Și -o, vă, o să vă zic așa impresiile mele cu privire la. Um, și care sunt propunerile mele cu privire la aceste produse care pot fi utilizate pentru. pentru școală sau pentru servici. Vreau să vă zic că make up o să fie un make-up cu minte care nu atrage foarte, foarte mult atenția. Nu este ceva foarte extravagant, ceva care este ieșit din comun sau ceva ce presupune un colorit foarte strident. Deci eu m-am gândit așa să vă ofer câteva alternative și să vă dau așa câteva sugestii, evident. Bineînțeles că rămâne la latitudinea fiecărei persoane ce își dorește să folosească la muncă sau la școală. Însă m-am gândit așa să facem un uh, clip de genul acesta, mai ales că se și caută, se și poartă, se și, uh, și toată lumea, uh, mă rog, este atrasă de acest topic. Da, urmează să începem școala și așa câteva insight-uri cu privire la școală. Uh, ce pot să vă spun? Că mie tot timpul mi-a plăcut să studiez și mi-a plăcut dintotdeauna să merg la școală. Așa că mi se pare o oportunitate foarte bună de a învăța, de a întâlni oameni noi, colegi noi, de a te conecta cu alte persoane și numai de a învăța lucruri noi care îți vor fi de folos în viitor. E drept că la momentul acesta facultatea. Este doar o bază de cunoștințe, doar te ajută așa un pic să ai o un start de pornire, dar nu neapărat te ajută foarte tare în profesia pe care urmează să o faci. Acesta este doar începutul, mai ales în perioada de astăzi când toate informațiile sunt perisabile, în sensul că ele trebuie să actualizate și informațiile pe care le învățăm la un, la un moment dat nu vor mai fi utile sau nu vor fi de actualitate, așa că trebuie tot timpul să învățăm. Ce vreau să vă spun că de obicei și din punctul meu de vedere spun așa, în general, când mergem la școală sau la muncă, trebuie să folosim produse din acestea care nu um, că vorbim de parfumuri, că vorbim de produse de make-up care sunt de obicei produse de zi, produse de zi cu zi, uh, produse care nu exagerează cu privire la uh, trăsăturile feței, la modul că nu le pun foarte, foarte tare în evidență, așa cum este de exemplu un make-up de seară sau uh, cum ar fi un uh, smoky eyes, Propunerea mea ar fi să fie în general folosit, să fie, să fie folosite în general parfumuri în acestea light, care nu deranjează. Sau uh, uh, produse de make-up care rezistă mai mult timp și produse de, uh, de make-up care nu uh, se topesc, produse de make-up care sunt rezistente și produse de make-up care, să zicem așa sunt mai mult pe culoarea nude sau culorii calde. Și haideți să începem să vă arăt propunerile mele. În primul rând, bineînțeles că nu o să vă mai spun, pentru un make-up de succes să avem nevoie din timp de o hidratare și nu neapărat doar în momentul în care avem acest, vrem să efectuăm acest make-up. Și neapărat tot timpul trebuie să avem rutina aceea de demachiere, de spălare a feței cu un cleanser înainte de a începe procesul de make-up. Acestea sunt obligatorii, nu o să intru foarte mult în detaliu, doar o să vă spun că un make-up de succes presupune și o rutină de skin care pe măsură, la modul că trebuie să existe consecvență, adică să folosim în permanență produse, nu trebuie multe, ci puține, puține produse, dar cu regularitate și produse care ne fac bine. Pentru un bază de make-up, eu o să vă propun două SPF-uri și o să vă spun de ce. Mie mi se par foarte bune aceste SPF-uri, că și hidratează și protejează pielea și efectiv se, uh, se îmbină foarte bine cu fondul de ten. Așa că am două propuneri. Unul este un SPF care la mine e pe sfârșit de la Momiro și anume Soleil SPF 50. Îmi place foarte mult SPF-ul acesta, îl folosesc de un an de zile și chiar este un SPF reușit creat de o firmă din România și îmi pare bine că există astfel de firme. Și aceasta poate fi folosit cu succes, are vitamina E, struguri, este un SPF cu 50, ulei de jojoba, ulei de struguri, glicerină și vitamina C. Deci acesta chiar este super. Apoi, al doilea produs tot așa, dacă nu avem acest produs, mai avem o variantă coreană. Dacă ne plac, de exemplu, produsele coreene, și acest SPF de la Purito este foarte bun. Țin să menționez că eu am un ten sensibil cu tendință de îngrășare și exces de sebum, și acest SPF e foarte bun. Nu am avut niciun fel de probleme cu, cu pielea după ce l-am folosit. Este într-adevăr un SPF dedicat tipurilor de ten gras și mixt și spun ei că este o formulă infuzată cu centela, pantenol și cinci tipuri de ceramidă. Da, mi-a plăcut foarte mult acest SPF și mi se pare foarte potrivit pentru make-up. Încă avem luminozitate, încă o să mai avem luminozitate și acest SPF, v-am zis plus, are ingrediente foarte bune, nu te agită, nu țirită tenul și mi se pare foarte bun, poate fi folosit în continuare. Mai ales că în luna septembrie și octombrie o să fie. o să avem parte de o toamnă blândă, deci probabil și cu, cu soare, nu la fel ca în lunile, lunile verii, însă cu siguranță vom avea și soare. Apoi, pentru fondul de ten, avem mai multe variante și o să vă spun așa câteva variante pe care le consider eu foarte bune și variante testate. Avem prima dată un fond de ten, care acest fond de ten este foarte bun de la tart are o acoperire foarte mare, între medie și mare, acoperă tenul foarte bine și e bine de folosit și un primer înainte, pentru că se așează mult mai bine pe, pe un primer, astfel încât să nu mai facă... Din acelea scămuțe pe, pe față. Da, și acesta este foarte bun. Eu am varianta Light Neutral și este foarte bun pentru toamnă pentru că nu mai este foarte cald afară și atunci cumva putem să facem tranziția către fondurile de ten. Bun. O să vă arăt și ambalajul cum arată că eu de, îl am în cutie. Este un ambalaj destul de bun. Produsele Tarte se găsesc în. În Sephora, însă eu am comandat și de la ei de pe site, pentru că se poate comanda, durează ceva până vin produsele, însă chiar sunt foarte bune, eu mă împac bine cu ele. Și aici mai am o altă variantă, un BB Cream sau pur și simplu poate fi folosit ca primer, adică dacă nu vrem, de exemplu, să-l folosim ca BB Cream, putem să-l folosim ca primer. Eu l-am folosit ca BB cream, nu neapărat la, ca primer, și am varianta light. Aș putea să spun că este un pic mai închis decât celălalt, însă nu mă deranjează foarte tare. La fel se pașează bine, se blenduește bine, are un grad de acoperire mix-premediu, cam așa, și este indicat în general pentru o persoană care nu are foarte multe imperfecțiuni și nu prea are probleme cu coșurile, cu, cu tenul, acesta poate fi folosit cu succes și pur și simplu e foarte bun pentru că îți uniformizează culoarea tenului și practic ai aceeași e culoare. Deci și pe acesta îl recomand și v-am zis am varianta light. Apoi ca și fondul de ten, ia să vedem dacă mai am ceva. Da, recomand și acest fond de ten de la Dior și anume Forever Skin Glow. Îmi place și acesta. Eu am varianta 2N Neutral Glow. Um, nu este o variantă mată. În momentul în care vă dați cu acest fond de ten sau îl folosiți, o să vedeți că cam lucește tenul. Pe mine nu mă deranjează foarte tare. Mie mi se pare că creează luminozitate. Și pe acesta l-am folosit cu succes. Mai am câteva sampluri pe care aș vrea să le folosesc sau să le iau în vacanță. Cert este că mi-am cumpărat și uh, fondul de ten. Și cred că aș putea să vin și arăt, pentru că l-am... Vorbesc, dar nu, nu, nu vă fondul de ten, da. L-am și comandat la Dior, am făcut comandă la ei, Vreau să văd cum este, acesta este fondul de ten, uitați-vă cum, cum este, da, și îl am și eu în varianta full size. Am tot testat, am tot testat până mi l-am cumpărat într-un final și chiar îmi place foarte mult și acesta. Bun, și sunt super, super încântată de el. Apoi, tot un produs foarte bun este acest concealer, tot așa de la Tarte. Îmi place foarte mult, are un grad de acoperire destul de mare și, în special, dacă avem insomnii sau pur și simplu suntem într-o perioadă stresantă, acesta este foarte bun sau pur și simplu nu ne-am odihnit foarte bine de la emoțiile începerii anului școlar sau anului universitar mai degrabă, acesta este chiar, chiar foarte, foarte bun. E drept că nu pun foarte mult produs pe el, pentru că, pe, pe cearcăne, pentru că este foarte concentrat. El poate fi folosit și ca primer pe ploapa superioară, în cazul în care vrei să țină mai bine make-up-ul. Acesta poate fi folosit și ca primer și, bineînțeles, poți să acoperi și imperfecțiunile. Dacă ai niște coșuri uscate sau niște semne de la niște coșuri care s-au uscat sau au fost cândva, acesta este foarte bun pentru că acoperă. Cu mențiunea că trebuie pusă foarte puțină cantitate, pentru că altfel va fi foarte greu. Trebuie să ai ceva experiență să știi să folosești acest produs. Eu am obișnuit cu el. La început s-ar putea să vi se pare dificil, dar nu e nimic dificil, totul se învață. Apoi un alt fond de ten care mi se pare și așa și acesta potrivit este All Our Foundation de la Yves Saint Laurent. Îmi place și acesta, eu nu l-am în varianta full-size, am numai niște mini-size-uri care mi se par foarte utile și foarte bune că nu ocupă spațiu. De asemenea, este un fond, un fond de ten foarte bun, acest All Hour Foundation uh, și chiar îl recomand și pe acesta, mi-a plăcut maxim. Uh, cred că am avut 3 sample -uri. nu cred că mai am foarte mult din ele, că le-am tot folosit, însă și acesta poate fi folosit cu succes. Ideea este că... Din punctul meu de vedere, fondul de ten are rolul de a uniformiza fața, tenul, în general dacă aveți imperfecțiuni și avea și o, să zicem așa, o culoare uniformă tenului. Asta îmi place la fondul de ten, că ți uniformizează tenul și din punctul meu de vedere și, pro, și protejează tenul de poluare, pentru că este foarte mult praf afară, pe stradă și indiferent că mergeți, nu știu, mergeți la servici sau la un moment dat ajungeți să mergeți și pe jos sau pur și simplu sunteți în mașină, se deschide geamul, tot timpul veți lua contact cu exteriorul și fiind foarte multă poluare avem nevoie de o protecție și practic acest fond de ten are rolul și de a proteja pielea, de factorii externi și practic acel praf va rămâne pe fondul de ten pe care ulterior voi o să-l curățați cu o cotonetă și o apă micelară. Cam asta este situația. În momentul în care voi vă lăsați doar tenul și crema, vă dați seama că tot praful acela de pe stradă se va așeza pe tenul vostru involuntar. Nu se poate, e ceva ce se întâmplă și am experimentat și eu, așa că Fondul de ten vă va proteja de, de praful de pe stradă. Acele mici particule vor rămâne pe fondul de ten, practic. Bun. Și dacă nu mă credeți, luați un fond de ten și pur și simplu ștergeți-vă cu o cotonetă cu apă micelară și mai faceți un, un, alt, un alt test nu folosiți fond de ten, ieșiți afară, mergeți un pic pe stradă, apoi veniți în casă și ștergeți-vă cu apă micelară să vedeți cât praf rămâne pe acea cotonetă. Eu am făcut ambele teste și vă spun sincer că efectiv se devine gri de la praful de pe stradă. Avem foarte multă poluare în București cel puțin, dar cred că în toată țara, nu cred că sunt excepții. Bun, mergem mai departe. Am vorbit de fondul de ten. Ce am mai putea vorbi acum? Evident, un lucru foarte important sunt ochii și haideți să începem cu make-up-ul și să vedem ce variante propun eu. Avem variante scumpe și variante ieftine. O variantă scumpă este acest Dior Backstage de la um, o paletă de ochi. Bineînțeles că cei de la Dior au scos fel de fel de palete cu diverse modele și cu diverse forme și culori, însă eu vă propun o paletă Nude care merge la orice tip de, de culoare a ochilor: că sunt verzi, că sunt albaștri, că sunt maro, că sunt caprui, orice culoare. În general, paletele acestea de la Dior Backstage sunt cam toate palete versatile și vor merge cam la toate culorile de ochi. Și acesta este o paletă foarte bună, puteți să o folosiți dacă, de exemplu, preferați culorile nude, aveți culori nude. Însă pe acesta eu, de exemplu, le-aș folosi mai mult așa ca eyeliner decât ca um, culoare de, pentru ploape. Aș folosi mai degrabă culorile acestea calde de sus și ce mai este de deci rândul 2 și ce este sus, iar dacă vrem să zicem... Să avem nevoie de un make-up să reziste mai mult pentru că vom sta la o muncă 8 ore, poate că avem cursuri în care vom sta 5 ore, 6 ore, în laboratoare și poate că și examene sau teste sau seminarii, atunci vom avea nevoie și de un primer. Și primerul ăsta este foarte bun pentru că vom va menține make-up-ul pe o perioadă lungă de timp. Îmi place foarte mult paleta aceasta, mi-aș mai dori să-mi iau o paletă de la Dior, dar nu știu dacă acest model parcă aș mai vrea să mai încerc și altceva cu alte culori, pentru că mie mi se par similare toate acestea din backstage, sunt diferențe așa foarte ușoare de culoare, dar mi se par cam, cam aceleași, da? Și acestea sunt foarte bune, culori nude care merg foarte bine, nu atrag foarte mult atenția, sunt culori cu minți, și nu sunt culori din acestea exagerate. Ideea este că dacă mergem la un curs și um, suntem extrem de aranjați și extrem de cocheți și avem un make-up din acesta artistic care atrage privirile, oamenii nu vor mai fi concentrați asupra cursului și se vor muta... Um, Observațiile către persoana respectivă, așa că cel mai bine ar fi să dacă nu ne dorim să acăparăm toate privirile, ci să fim focusați și concentrați pe curs, ar fi bine să uh, folosim articole și vestimentare, dar și articole de make-up care nu sunt așa in your face, care efectiv frapează sau atrag instantaneu putem să folosim un make-up discret. Plus că dacă sunteți și la o vârstă fragedă sau foarte tinere, peste 20 de ani, atunci chiar nu cred că are sens să dacă sunteți la 20-30 de ani, nu are sens să vă puneți foarte mult make-up, pentru că oricum sunteți, aveți avantajul tinereții și indiferent ce produse de make-up veți folosi, ele vor arăta foarte bine. Bun, apoi o altă paletă, este o paletă de la Douglas, ceva așa, un mini size, care tot așa conține câteva culori calde. Aceasta este paleta și ea arată cam așa. Este o paletă cu minte, zic eu da? Sunt culori calde, cu minți, care pur și simplu uh, te ajută să-ți așa un make-up uh, liniștit, cu minte, dar uh, va pune în valoare ochii, nu atât încât să capteze atenția, astfel încât uh, să fiți în uh, lumina reflectoarelor, să zic așa. Apoi o altă paletă foarte, foarte drăguță, este și aceasta de la tart, tot așa cu culorii arămii, culori de toamnă, după cum observați că marea majoritate sunt culori de toamnă. La fel, aceasta este super pigmentată, îmi place foarte mult cum arată această paletă, eu o folosesc destul de des și îmi place și cum arată. Cam așa este paleta, foarte, foarte drăguță, după cum observați. și foarte pigmentată și o să puteți să faceți un make-up extraordinar cu această paletă. Apoi o a doua paletă, tot așa foarte bună pentru școală și pentru servici, este și aceasta uh, tart Big Ego, aceasta este menitor. au avut mai multe game de produse. Acum v-am deci -am arătat menitor și acum Big Ego. Uh, pus invers, tot așa culori calde. Avem acolo și un roz, dar nu este ceva care ne turbează și nu e așa o culoare din asta extra extravagantă și care ne agită. Evident că tot ceea ce vă spun sunt impresiile mele personale. Cam așa arată și paleta. Mi se pare foarte bună. Mai puțin culoarea aceasta închisă, care e mai degrabă o culoare din aceasta de eyeliner sau o culoare de seară. Bun, apoi o să vă mai arăt și o variantă ieftină și bună, de fapt nu cred că este ieftină și bună, pentru că le-am luat de la Charlotte Tilbury, cred că e ieftin dacă vă luați setul de la ei, e mai rezonabil, set care conține un far de ploape, un ruș, un creion de buze și un creion de ochi, da, acela este rezonabil și chiar are un raport calitate-preț foarte bun. Și aceste produse sunt foarte bune, tot așa nu sunt produse care uh, sunt extrem de colorate și uh, pur și simplu este un pigment discret. Are câteva particule strălucitoare, dar nu atât de mult încât să se vadă foarte, foarte evident. O textură foarte ușoară, cremoasă, se aplică, poți să aplici și cu o pensulă, dar și cu degetul, foarte repede se aplică. După cum observați, eu vă arăt variante și rapide. Pentru că de obicei când mergem la școală ne grăbim să ajungem la timp, când mergem la muncă la fel ne grăbim să ajungem la timp să nu întârziem. Și atunci vin cu propuneri practice, propuneri ușoare și vă recomand și vouă să aveți așa câteva produse pe care le țineți la îndemână astfel încât să nu stați să căutați prin și sau prin dulapuri produsele voastre. Dacă aveți un, un dulap în care sunt toate aranjate cu atât mai bine eu nu am pentru că încă nu mi-am cumpărat un dulap dedicat, urmează să-mi cumpăr. Apoi, tot așa, pentru um, ochi, ar mai fi și această paletă cu nuanțe nude. E că ele sunt un pic cam sclipicioase, însă dacă ne dorim așa mai mult sclipici și dorim mai multă căldură, um, în priviri, acesta este chiar, chiar foarte bună. Aceasta este foarte bună de la Uh, Pet megred este un mini size pentru că nu este o paletă full size, mie îmi place foarte mult paleta aceasta, am folosit-o câteva ori și nu este o paletă din aceasta care pur și simplu atrage foarte mult privirea, mi se pare că având aceste culori nude nu se văd chiar așa în your eyes, acum depinde și cât punem ca și cantitate, însă mi se par totuși culorile sunt discrete, chiar dacă avem aici un sclipici și nu e atât de periculos. Și tot așa recomand și această paletă, se găsește la Sephora și chiar acum au reduceri 25% din produse până pe 9, odată cu întoarcerea sau reîntoarcerea la școală, veți găsi și aceste palete și puteți să faceți comandă la Sephora. Și de asemenea, dacă ați, cu condiția să faceți comandă la produse care au valoare de peste 250 de lei, să se aplice discountul. Și puteți să mai comandați și câteva sample-uri um, să testați produse și de ce nu să folosiți. Apoi, um, Mergem mai departe pentru că am vorbit un pic de zona ochilor. O să vă arăt acum niște variante foarte bune pentru ochi. Când eram foarte tânără, cam la momentul în care, mă rog, eram studentă sau chiar în timpul liceului, eu foloseam foarte mult dermatograf negru. Acum folosesc mai puțin pentru că nu mă mai avantajează atât de tare, în sensul că năsprește un pic privirea și ochii. Însă, cu siguranță, dacă aveți o vârstă din aceasta uh, mai mică și aveți 20 de ani, nu știu, 30 de ani, puteți să folosiți cu succes și dermatograful. Uh, mi se pare că adaugă stil unei unui make-up și pun în evidență ochii. Și am aici două propuneri. Unul este o variantă de la clinic, un, un, negru foarte puternic, da, se numește Intens Ibonai sau ceva de genul acesta. Și apoi un eyeliner de la Delilah, um, care și acesta este o variantă de negru, parcă nu atât de intens ca cel de la Clinic, dar tot așa avem și o variantă. Ambele sunt cremoase și ambele nu trebuiesc ascuțite, așa că avem două variante și de creioane negre care pot fi folosite nu neapărat la scris, ci pentru un make-up și să ne pună în evidență ochii și să creeze așa și un nivel de senoritate de nu de senioritate, un nivel de seriozitate mai degrabă. Apoi o altă variantă pentru persoanele care nu preferă negru ar fi un uh, creion din acesta glitter. Acum nu vă gândiți că este foarte mult glitter și o să se vadă foarte intens, în nicio formă. E un uh, creion, zic eu, destul de cumințel așa și se vede destul de bine și anume aceste creioane de la Avon glimmer stick, care sunt foarte, foarte bune. Bun. Apoi mergem mai departe cu uh, blașurile. Pentru braș uh, m-am gândit așa să mă uit tot așa la variante de blașuri mai discrete uh, și blașuri din acestea care nu sunt foarte, foarte stridente. Uh, faza este următoarea, că contează foarte mult intensitatea cum punem uh, Blush ce cantitate de blaș folosim și ce pensulă pentru blaș. Așa că, dacă vreți un make-up de succes, trebuie să investiți și în uh, pensule. Și eu o să vă arăt acum uh, blașurile pe care le propun. Prima variantă este acest blaș de la Rare Beauty. Este blașul acesta care seamănă cu un macarons da? și care este foarte frumos. Bineînțeles că trebuie să-l mănesc în să-l mânuiesc cu atenție, să nu cumva se spargă. Este foarte fragil acest blush. Iar eu am culoarea Happy. Îmi place foarte mult blushul acesta de la Rare Beauty. Mă gândeam să mai iau unul, dar am auzit că nu prea sunt așa de rezistente. Apoi, un alt blush, tot așa, care îmi place foarte mult și care mi se pare foarte, foarte rapid, este acest, pentru rapid de efectua make-up, este acest blush velvet touch, este foarte discret și pe acesta îl folosesc destul de des, vă spun sincer. Are câteva particule strălucitoare, dar nu atât de intense încât să se vadă extravagant. Îmi place foarte mult că oferă și luminozitate, da, se, va, se vede foarte bine și eu am varma, varianta velvet touch numărul 02. Bun. Apoi, un alt blaj care îmi place este tot așa de la Tart. El vine să imite cumva, sau mă rog, este un blaj similar cu cel de la Nars, însă este oferit într-un ambalaj mult mai frumos, arată mult mai bine ca și ambalaj decât cel de la Nars, însă seamănă cu cel de la Nars și anume varianta Orgasm. Și haideți să vi și pe acesta. Este de la Tar, se numește Glistin, Glistin. Gliston. Și acesta este. Uitați-vă cât este de frumos, foarte discret, nici se vede. Ideea este că blașul este foarte bun pentru cineva care este palid, și nu are roșiața aceea în obraj. Sau dacă vrem puțin să mai potențăm obrajii, atunci putem să aplicăm un blush discret, nu foarte mult, un blush discret. Și acesta mi se pare foarte, foarte bun, foarte pigmentat, în sensul că nu trebuie să pui foarte mult, el se colorează, ambele sunt foarte bune. Mie mi mie îmi foarte mult blașurile și vreau să vă spun că nu nu pot să zic că execut un make-up pentru mine fără să pun blush. Tot timpul folosesc blush -uri. Acum să mergem la rimeluri. Pentru rimel eu am o variantă, este singurul rimel pe care l-am scos din tot ce mai aveam. Avem acest rimel de la Burjoa care îmi place. Îmi place foarte mult și cum arată ca și produs. Și îmi place și periuța lui. Da, este foarte drăguț și aplicatorul și, la fel, poate fi folosit cu succes. Mie mi s-a părut rezistent. E drept că nu l-am folosit de foarte multe ori, cred că l-am folosit de 2-3 ori, însă îmi place foarte mult uh, rimelul acesta, așa că avem și o variantă de rimel. Și apoi uh, să continuăm cu rujurile. Pentru rujuri, uh, știu că sunt foarte multe persoane uh, care preferă lip balmurile sau... Uh, produsele cu luciu, um, glossurile și eu vă propun acum o noutate de anul acesta, este un gloss balm stick de la Fenty. L-am văzut și eu la diverse persoane și am zis că trebuie să îl iau și eu. El arată cam așa și eu am varianta High 05. Bineînțeles că mi se pare o variantă nude din punctul meu de vedere. Nu este ceva foarte um, o culoare foarte, foarte aprinsă. După cum observați, și culorile sunt mai liniștite, mai cuminți. îmi um, place foarte mult ambalajul acestui ruj și uitați-vă cum arată rujul. Uh, mie rujul ca și consistență mă duce cu gândul la produsele de la Tart, Maracuia, au ei niște rujuri care chiar așa se cheamă tart juicy maracuia. Mă duce cu gândul la acele produse. Ce pot să vă spun este că miroase foarte bine, se simte foarte bine pe buze, nu mi se pare lipicios, miroase a fructe și a vanilie, e foarte plăcut la miros, foarte plăcut ca textură, Însă acesta este un ruj din acesta care nu este foarte strident și foarte evident și este un ruș care nu rezistă și trebuie aplicat de câteva ori. Dacă mâncați, el se va lua. Asta am observat eu. Însă, destul de ok, dacă mă întrebați pe mine, mi se pare cam scump pentru prețul acestui ruj. În fine, asta e situația. Deci, o variantă ar fi acest ruj de la Fenty, Gloss Bumsticks. Sticks pe care și eu l-am achiziționat recent. O altă variantă ar fi un ruj de la Estée Lauder, acesta. Aici o variantă tot așa nude, însă este o variantă un pic mai rezistentă decât Gloss Bamboo. Mi se pare că se așează mult mai bine pe, pe buze. E drept că nu lucește atât de mult cum lucește Gloss Bamboo. Și este mult mai pigmentat acest ruj de la Estée Lauder. Îmi place foarte mult. Uh, un ruj tot așa pigmentat este și acest ruj de la Oriflame, uh, The One. Tot așa are o nuanță de nude spre roz. Nu este o culoare deranjantă, chiar dacă pe ecran s-ar putea să pară mai închisă, în realitate nu e atât de închisă culoarea. Îmi place și acesta cu miroase, miroase a vanilie și a ceva dulce. Apoi un, o variantă tot așa uh, nude dar spre maro mai degrabă este și acest produs de la Lottie. Este un mini size. Acesta poate fi luat și în poșetă sau un ghiozdan să zicem așa sau un rucsac. Depinde ce aveți. Nu ocupă loc. Este foarte ușor și ce îmi place că este foarte rezistent. Și e genul acela de ruși care se usucă, dar nu imediat. Deci îl aplici, mai stai puțin și apoi începe să se usuce. Nu atât de mult încât să ți strângă buzele, ci să se vadă uscate. Și are o textură așa foarte catifelată. Și pe acesta l-am folosit de câteva ori. Apoi mai... Avem aici două rujuri. Unul este de la Charlotte Tilbury, care este un mini-size, o variantă, varianta aceea pilotoc, care de fapt și de drept este o variantă. Mie îmi place foarte mult ambalajul mai degrabă decât rujul. Este o variantă nude, o variantă deschisă la culoare, nu se potrivește la toată lumea. Mi se pare un ruj pe care puteți să-l mai combinați cu ceva sau cu un creion, pentru că este un pic cam deschis la culoare. Însă este o variantă din aceasta neutră, aș putea să spun ca și culoare. Combinat cu un creion de buze poate să schimbe ușor culoarea sau cu un ruj un pic de rose. Da, Eu am această variantă, uitați-vă cum este, cred că mergem mai degrabă la o persoană care are um, tenul un pic um, creol, așa, un tenul uh, cald. Așa zic eu că merge la o persoană brunete cu tenul un pic creol sau măzliniu. Acesta merge foarte bine. Eu îl folosesc destul de rar. Și aici avem un creion care tot așa, în varianta aceea pilotoc, care efectiv ne va ajuta să ne creionăm, să facem un contur al buzelor. Da? Deci îl avem și pe acesta care poate fi folosit cu succes. Iar apoi un ruj care îmi place foarte mult și care tot așa poate fi folosit și la servici și la școală este acest Lancome Ruj Drama Ink. Acesta este rezistent la transfer, durează foarte mult pe buze și e un ruș care puteți tot așa să luați în geantă, mi se pare și foarte elegant. Evident este un produs scump, este cred că cel mai scump care l-am aici pe, pe ecran sau în cadru așa arată, mi se pare foarte elegant cum arată. Îmi place și ca ambalaj, cum este, îmi place și nuanța și ca și nuanță, eu am folosit nuanța 270, acesta de aici, nu știu dacă se vede. P, contra, contru P, da, îmi place nuanța și v-am spus, și ce îmi place foarte mult acest ruș, că are un aplicator foarte delicat, astfel încât se aplică foarte rapid pe buze și e și catifelat așa. Se aplică foarte bine pentru că are acest cauciuc cu câteva particule de burete, cam așa ceva este și se aplică foarte, foarte bine pe buze. Nu e un burețel foarte gros, e un burețel foarte, foarte subțire insesizabil, inses, insesizabil de altfel. Deci, cam acestea au fost, să zicem, produsele de make-up pe care vi le propun uh, pentru uh, pentru școală, pentru universitate, pentru master, depinde unde sunteți înscrise. Și acum să vă arăt și parfumurile. Pentru parfumuri am pregătit două produse, două produse, mai multe produse, însă avem aici două spray de corp. Mi se par spray de corp foarte bune pentru școală servici, pentru că nu sunt foarte persistente, miros foarte bine în momentul în care le aplici, însă nu rezistă foarte mult timp și nu deranjează pe ceilalți din jur. De asemenea, putem să le refolosim, să aplicăm, să le luăm la noi și să aplicăm în pauză. De ce nu? Sau după ce am terminat programul de lucru sau școala, putem să ne reaplicăm dacă vrem. Ele nici nu sunt foarte scumpe, sunt rezonabile la preț și avem aici Shell, care miroase foarte bine. Este o achiziție recentă, mi-a plăcut foarte mult cum și îmi place cum miroase acest parfum de la Bombshell. Este foarte finuț, așa foarte, foarte bine miroase. Foarte, foarte plăcut acest uh, parfum. Așa, și deci vă spuneam această variantă cu bombshell de la Victoria Secret, care miroase bine. Apoi, a doua variantă este și acești spray uh, Jingle Gorgeous, care la fel miroase și el foarte bine. Are bujor zmeură, și acesta. Și este foarte parfumat. Cum spuneam, avantajele acestor parfumuri, miros bine îți dă o stare de bine și nu sunt foarte rezistente și nu sunt foarte deranjante. Se simt la început, în momentul în care pulverizez, după care nu mai sunt așa de persistente și nici nu sunt uh, foarte, foarte intense, astfel încât să deranjeze. Deci, preurile acestea de corp chiar sunt foarte, foarte bune uh, de luat la școală sau de folosit pentru școală sau folosit pentru <coughs> servici. <coughs> Apoi, o altă variantă care mi se pare potrivită ar fi... Uh, acest uh, parfum, care de fapt și de drept ați văzut și voi că s-a făcut acum o nouă reclamă cu Rihanna pentru parfumul Jador de la Dior. Eu am o apă de toaletă și în general apele de toaletă nu au așa o concentrație foarte mare de arome și parfum așa cum sunt uh, parfumurile. Uh, și avem aici un uh, roller Mie mi se pare destul de discret, însă foarte frumos miroase. Are ca și note de vârf portocale roșii, note de mijloc portocală amară și note de bază trandafir de damasc. Deci vreau să vă spun că este superb acest parfum și miroase foarte bine, deci sunt super, super încântată de el, mai ales în perioada aceasta. Eu nu am decât o variantă mică, e un roller, vedeți că are și un ulei, așa este un pic diferit față de parfum, pentru că el probabil conține și ulei, însă miroase super, deci vreau să vă zic că miroase super, super bine acest jador foarte, foarte frumos. Chiar miroase super, super. Parcă îmi vine să mai cumpăr unul atât de bine miroase jadorul acesta. Și fix același produs. Eu l-am cumpărat de la Sephora când au avut ei reducere. Dar se poate comanda și de la Dior direct și în cazul acesta primiți foarte multe sample gratis de la ei. Bun, deci acesta ar fi o variantă. Apoi o variantă foarte Um, light este și acest parfum de la Givenchy și anume Irresistible. Este o apă de toaletă fresh, varianta fresh. Um, este un parfum floral cu tonul picante de musc. Are ca și note de vârf pipe roz, portocală și note de bază lemn de cedru musc, iar în notele de mijloc regăsim trandafir și oris rădăcină. Îmi place și acesta, nu este intens, la fel e discret, mi se pare potrivit și el pentru, pentru școală, potrivit pentru servici. Da, foarte plăcut este acesta, mi se pare și foarte elegant, se simte foarte bine piperul, îmi place foarte mult cum miroase. Iar acum, vara nu prea îl simțeam așa, mi se părea atât de light, nu mai simțeam deloc, dar îmi dau seama că este și din cauza temperaturii, că influențează și umiditatea, influențează mirosurile, așa că se mai întâmplă și lucruri din acest gen. Și ia să vedem dacă avem și notele, dar nu cred că am notele de la My Way. Eu am un caițel cu note și scriu aici notele. Din păcate, la My Way nu mi-am pus notele. Așa că nu o să vă zic notele, trebuie să le scrie pe caiet. Da, o altă variantă este și acest parfum My Way, care îmi place foarte mult de la Giorgio Armani. De data aceasta avem o apă de parfum. După cum observați, eu am sticluțe cu cantitate mică de parfum, pentru că având mai multe parfumuri, atunci vreau să le și folosesc și nu mai îmi cumpăr cantități mari de parfumuri, decât foarte rar dacă nu există un alt size. Și acesta este foarte bun pentru școală, pentru servici, Chiar miroase foarte bine. E floral. Are și ceva citrice, mi se pare un pic și condimentat. Da, foarte, foarte bun, și acest parfum. Îmi place foarte mult cum miroase. Foarte, foarte mult. Da, acesta. Eu am varianta simplă, My Way Simplu. Dar îmi place cum miroase și tot așa, e o variantă discretă, nu mi se pare că te trezește din, din somn sau ceva de genul ăsta. Adică e o variantă destul de ok, tolerabilă de ceilalți din jur și o variantă care și te bine dispune pentru că e foarte energizant, așa, are un miros foarte, foarte plăcut. Apoi... Un parfum pe care l-am și notat este acest Mont Paris. Uh, însă, acesta este o variantă un pic mai intensă față de celelalte. Este o apă de parfum. Acesta conține ca și note de vârf căpșună, zmeură, pară, bergamotă și portocală. Iar notele de mijloc regăsim. Datura, floare de portocală, iasomie de sambac, note de bază paciuli, moscal, ambroxan, cedru, mușchi și vanilie. Îmi place acest parfum foarte mult. Cred că l-am avut un, într-un sample și m-am decis să-l cumpăr. Eu nu am decât un mini size, este foarte, foarte elegant. E un pic mai intens decât celelalte, și va trebui să vă dați mai puțin ca să nu deranjeze, da? Dar este foarte plăcut și acesta. Cu siguranță, fiind o apă de parfum, este mult mai intensă și având și niște note, având și acest paciuli și mos cu alb și vanilia, este mult mai intens decât celelalte. Însă și acesta este plăcut, deci dacă vă place un parfum mai, un pic mai intens, nu atât de like ca celelalte, ar fi și aceasta o variantă. Apoi un uh, parfum foarte elegant, foarte feminin, este acest Jordani Gold Woman. Este un parfum floral cu flori albe, un parfum lemnos, are ca și notă de vârf mandarină și portocală. În notele de mijloc regăsim iasomie, crin, floare de portocal și notele de bază paciuli, mosc, um, da... Nota cheie acestui parfum este floarea de portocal. Mie îmi place foarte mult floarea de portocal. Da, și acesta este foarte drăguț, tot așa. Nu mi se pare foarte, foarte intens, însă aroma este super delicată, super elegantă. Și este un parfum foarte bun pentru școală, un parfum pentru universitate, un parfum pentru servicii chiar este foarte bun. Evident, dacă vreți, puteți să luați în poșetă așa sau dacă nu, să vă luați flacoane din acelea mai mici și puteți să vă puneți din parfum direct în flacon și să luați cu voi, să nu mergeți cu toată sticla. Oricum, sticla aceasta are doar 50 de ml, nu pare ea mare, dar de fapt este de 50 de ml. Miroase foarte bine, se simte foarte bine portocala, floarea de portocal și asomia. Mie îmi place foarte mult acest parfum. Și chiar mai am o sticlă pentru că îmi place foarte, foarte mult cum, cum miroase acest parfum. Da, Cam acestea au fost propunerile pe care le-am adus în atenția voastră. Spuneți-mi și voi dacă v-a plăcut un produs, dacă îl considerați că este util, dacă este ceva ce veți încerca. Și vă doresc uh, succes la școală, baftă la servici, succes la servici, uh, să vă urmați uh, cariera sau planul de învățare, să nu abandonați niciunul, nici altul. Uh, și sper că v-a plăcut clipul de astăzi, vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. În cazul în care v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați și mie un like și un uh, subscribe. Uh, vă amintesc că acest clip uh, nu este editat. El uh, conține pur și simplu o înregistrare efectiv făcută cap cu fără întrerupere și fără editări. Uh, și toate aceste produse pe care le vedeți sunt produsele mele. Nu am niciun parteneriat cu o firmă uh, și nu există vreun... Uh, contract de sponsorizare aș vrea să menționez astfel încât să știți că nu promovez produse și pur și simplu vă spun părerile mele cu privire la produsele pe care le-aș folosi eu dacă um, aș merge la muncă, eu merg la muncă de altfel sau dacă însă lucrez foarte mult de acasă așa că nu prea mă deplasez la birou um, mi-aș dori să se întâmple lucrul ăsta, din păcate acesta este setup-ul um, sau la școală de ce nu? Vă doresc alegeri inspirate!